Osteopatia, de care noi am mai vorbit în cadrul emisiunilor noastre de sănătate, este o terapie manuală, blândă, care își propune să depisteze și să trateze diferitele probleme de biomecanică. Concret, atunci când avem probleme de mobilitate, ne propunem să mergem la un osteopat. Dar osteopatia este mai mult decât atât. Pentru a înțelege exact în ce constă osteopatia și cum se desfășoară o primă ședință de osteopatie, am stat de vorbă cu domnul Cătălin Marin, osteopat în cadrul clinicii Floare de Lotus. Se verifică în prima fază starea generală a pacientului, dacă este un pic deviat, rotit, poate a avut un traumatism, se face o anamneză, discutăm cu el, vedem ce s-a întâmplat, de când, când a apărut, în ce condiții, cât de tare doare, dacă mișcă piciorul așa îl doare, dacă nu mișcă așa îl doare sau nu îl doare, adică încercăm să ne dăm seama, să depistăm de unde a plecat toată problema asta. Și este o problemă care poate fi fixată în timp, se poate fixa în timp sau poate să fie în urma unui traumatism. Am fost la schi, m-a venit unul cu viteză, am fost ok, dar după două săptămâni a început să mă doară, să mă țină. E o astfel de contractură a psoasului, iliopsoasului, dar poate să creeze o tensiune până spre umăr, poate să înceapă să doară și umărul, poate să afară un torticolis la un moment dat, da? Am avut cazuri. Și spui, nu știu de ce, de vreo câteva luni a început să mă doară groaznic, nu înțeleg de ce. Și facem acea analiză ca să depistăm. Observăm contractura de iliopsoas, poate să fie, da, care să provoace acea tensiune a umărului, eliberăm iliopsoasului, apoi lucrăm la umăr, eliberăm umărul și omul este ok. Dacă lucrăm doar pe umăr și nu dăm drumul la iliopsoas, de unde este sursa problemei, nu rezolvăm nimic, pentru că durerea va reapărea. De omul va fi bine o zi, două, trei și apoi reapare durerea. Ce? A început iar să mă doară și vine la tine, tot mă doare, iar a început să mă doară. Încercăm să ajustăm ce este în neregulă, adică se fac niște teste, se observă acel picior mai scurt, picior mai lung, care a fost la osteopat, probabil știi, este obișnuit cu asta, da? Mi s-a spus că am un picior mai scurt. Păi, de ce este piciorul mai scurt? Hai să vedem, pentru că toți ne-am născut perfecți, da? Rare sunt cazuri în care apar anumite disfuncții sau de la naștere a apărut o problemă și am crescut un pic strâmbi. Dar acel picior mai scurt, picior mai lung, din măsurătoarea care se face inițial, da, este ca o consecință a ceva, a unei contracturi la nivelul șoldului. Un mușchi care vine de la spate, care se contractă destul de mult, mai ales la sportivi, la fotbaliști, pe partea dreaptă, este acel mușchi psoas, iliopsoas, care este folosit la șut, da, un șut foarte puternic, este impulsionat de acel mușchi, da? Este foarte utilizat, el se fixează de coloana lombară. Îl folosim, da, mai ales dacă lucrăm la birou, stăm mult pe o parte, da, să apare o ușoară scurtare a acelui mușchi. Ce face acel mușchi? Pune în tensiune pe mușchii din partea posterioară, mușchii gluteu, mușchii fesieri, da, și apare o contractură care ușor în timp va condiționa articulația coxofemorală. Când verificăm acele picioare acea și vedem că este un picior mai scurt, unul mai lung, automat zicem, măi, acolo pe piciorul mai scurt este o contractură, bănuim noi, da? În zona aia și facem un alt test, mergem la mâini, verificăm mâinile, verificăm atunci inclinația corpului și ne dăm seama. Facem teste prin palpare, prin înclinare, flexie și așa mai departe, teste specifice osteopatice și observăm, dar ne dăm seama de problema respectivă. Dar ce se întâmplă în cazul persoanelor care au deja o operație de înlocuire a unei articulații cu o proteză? Este foarte important în aceste cazuri de operație în cazul unei coxartroze sau a unei gonartroze avansate și se face înlocuirea capetelor articulare, este foarte importantă recuperarea. Dacă nu se face o recuperare ca la carte, o recuperare cum trebuie, da, poate să ducă la o disfuncție, la o limitare a flexiei genunchiului, de exemplu, am avut astfel de cazuri. Noi aici deja nu mai putem face mare lucru. Dacă se vine de la început și este sub observația noastră, sub terapia noastră osteopatică, se poate, dar de obicei asta se începe din spital, numai că trebuie luată foarte în serios. Adică poate să fie operația perfectă, să decurgă totul perfect, material de foarte bună calitate, dar dacă n-ai făcut recuperarea cum trebuie, rămâi cu piciorul limitat, nu mai poți să-l îndoi, de exemplu. Venise cineva odată și auzise de la cineva că nu primesc persoane peste 80 de ani. Zic, doamne, nu este adevărat. Cum? Nu există limită de vârstă, nu există. Că aș vrea să vin, dar mie mi-e frică de troznituri, de manipulările alea, că eu am osteoporoză, păi, dar nu se fac troznituri și manipulări. Da? Facem o analiză.
Vedem ce aveți nevoie. Poate nici nu aveți nevoie de trosnituri și manipulări. Oricum nu se fac. Ținând cont de osteoporoza noastră, clar că nu putem face așa ceva. Și sunt fel și fel de tehnici, sunt fel și fel de variante, sigur că da. Astea sunt în funcție de fiecare persoană. Adică nu vine o persoană sau vin trei persoane și la fiecare le face același lucru. Trebuie să-l vezi, exact, nu este un șablon. Și te adaptezi în funcție de fiecare persoană. Poți să faci pentru un număr la trei persoane diferite același lucru. Pentru că acea durere sau acele blocaje, acele limitări ale mișcării sunt diferite la fiecare. Fiecare are un grad de sensibilitate, de toleranță la durere. Adică trebuie să ținem cont de mai mulți factori, sigur. De unde este sursa problemei? Am întrebat un adolescent, venise undeva ceva de genul, dar era foarte, el stătea drept, dar stătea cu un număr căzut, un număr normal, unul foarte căzut. N-am întrebat ce a pățit, mă rog, am stat de vorbă, a zis că au mers la cineva, a făcut un pic de exerciții, a mers după aia la o bătrână care trage oasele și a făcut un pic de frecție, a zis că o să revină băiatul, băiatul nu și-a revenit. L-am verificat și am găsit acea faimoasă contractură a iliopsoasului. Da, avea o contractură foarte urâtă. Zic, da, eu cred că de aici este problema băiatului. Și am mers mult pe deblocarea acelei contracturi și articulații în sine. Am reașezat întreaga coloană, am reașezat întreaga structură a corpului, am verificat-o, am aliniat totul să fie în condiții. L-am ridicat în picioare și copilul era perfect drept, dar fără să-i ating umărul, deci n-a umblat la umăr absolut deloc. Deci problema nu era la umăr, problema era undeva. De undeva se crea acea tracțiune, acel blocaj, bloca atât de tare încât îi devia umărul. Ce face osteopatia? Nu tratează umărul ăla, da? Încercăm să descoperim cauza. De ce, exact? Și încercăm să umblăm pe cauză ca să putem avea efect asupra umărului. La clinica Flori de Lotus, pacienții pot beneficia de ședințe de osteopatie și așa încet, încet se schimbă și percepția pacienților români asupra osteopatiei. Mă bucur că am găsit aici deschidere, că lumea a înțeles, lumea a văzut și s-a dus vorba și au fost situații în care au avut pacienți care efectiv mergeau în cârje tărindu-și picioarele și au ieșit cu cârjele în mână, da. Au situații în care au fost aduși de către alții și au plecat cu picioarele lor, situații în care aproape cu pe scaun a trebuit să-l aducem de afară că nu putea să se deplaseze pentru că da, și se recupera. Aici dacă se vine, de exemplu când apare o criză de lumbago, o criză care ne înțepănește, ne pune la pământ, nu mai putem să ne mișcăm, nu putem să ne ridicăm, să mergem la baie, da? Suntem blocați complet. Dacă se vine la osteopat, să spunem, în primele 3, 4, 5 zile, da? Pacientul poate să se recupereze jumătate de oră, 40 de minute, o oră maxim, da? Poate să plece pe picioarele lui, poate să scape de acele probleme, acea durere groaznică. Dacă se trece mai mult, trec două săptămâni, deja apare o modificare a structurii, da? Pentru că încearcă corpul să găsească poziția antalgică, unde doare mai puțin. Dar aici e mai complicat, poate să dureze mai mult. Adică în loc de o ședință poate să fie nevoie 2, 3, 4, cine știe. Avem nevoie de o interpretare, avem nevoie de un RMN, trebuie să vedem măi, ce complicații sunt, da? În structură. Dacă se vine cât mai repede, la fel ca și la o întorsă. Da, eu te pun pe picioare, te ajut să mergi în mare parte în cazul, acum în funcție de gravitatea întorsei. Da, să nu fie rupturi ligamentare sau, dar la întorsele ușoare, te pun să mergi pe picioare. Pe mine mă fascinează încă. Adică văd corpul uman cum reacționează, cum răspunde, cum se manifestă și cum se reface, că practic noi nu reparăm, noi ajutăm corpul să se repare, să se recupereze. Încercăm să-l repunem pe poziția veche, să-l aducem la funcțiunile anterioare, să se poată recupera. Deci nu noi îl recuperăm. Dacă căutăm cauza, măi, aici e problema, haide să ajustăm, să eliberăm, să detensionăm, să deblocăm și corpul tău se va preface, da? De-aia este nevoie, nu putem să chemăm pacientul a doua zi, hai vino a doua zi să te văd. Nu, corpul trebuie să adapteze, să asimileze acele modificări, da? Ca să se poată reface. Și ne vedem peste o săptămână când deja s-a făcut acea
ajustare. Cu răbdare, cu înțelegere, cu perseverență ne putem redobândi și menține starea de sănătate. N-are sens să ne chinuim cu tot felul de dureri de spate. Există terapii care ne pot ajuta. Merită să le încercăm și să scăpăm de toate durerile care ne chinuie. Pentru că dacă scăpăm de ele, putem să fim mai eficienți, putem să ne bucurăm, să ne îndeplinim toate proiectele pe care le avem. La Clinica Floare de Lotus găsiți mai multe terapii care ne pot ajuta să scăpăm de durerile de spate. Merită să le încercați! Noi vă mulțumim tare mult pentru că urmăriți emisiunile noastre de sănătate. Bineînțeles, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să dați like paginii noastre de Facebook. Cu sfaturi scurte de sănătate ne găsiți și pe TikTok și pe Instagram. Pe toate canalele ACC Media Channel aveți întâlnire cu specialiști de top din domeniile lor de activitate. Vă mulțumim tare mult încă o dată și nu uitați că să previi e mai ușor decât să tratezi. Aveți grijă de voi și de cei dragi!